aici tu la doamna doctor, iară. La doamna D? Hai să vedem la ce ne bagă. Ne face laser? Respect. Am primit și flori pe parcurs. Deci suntem la laser? Laser și ultrasonar. Super. Unde? Doamna doctor, eu zic da. Îmi trebuie apă. Da, noi stăm pe pauză. Doar Ana, dăm să simt florile, că poate ți le pun pe piept. Mi spuse, dă-mi... Aici? Aici. Nu le fac... Ce doar mai tare? Genunchi sau mai tare? Genunchi mai bine. Genunchi, atunci ai legă partea aici. Astăzi facem pe la genunchi și stai, fac pentru urmezne. Sau fac genunchi cu ultrasunet și lasă-l fac... Ce e tendinită? Ce ai tu? Este inflamația tendonului. M-am dus înapoi la doamna doctor să-mi fac o terapie cu laser pentru genunchi și încheietura de la lăbuță. Gleznă. Gleznă. Nu lăbuță, gleznă. Deci vă dați seama că am trăit și COVID-ul noi aici. Da. Cu aceste timpuri. Da. Am trăit această epocă COVID. Și uite, astăzi încă mi-am zis să nu știi cum să m-am enervat la moment. Vine un cuplu de lângă Arad. Să se ducă Daci, că doamna îmi povestește ceva interesant și aia tot și lipește. S-a ferit 3 ani de zile, 2 ani și jumătate de la debutul COVID-ului, să nu facă. 65 ani, el 71, soțul. Și acum 3 luni de zile o vizită, nu știu de la cine, care i-a infestat. Și au făcut COVID. Ea are o perioadă proastă, cu căderea de păr, și zice, doamna doctor, nu că-mi pică părul, dar am un prurit și mă scampi, parcă aș fi riata. Ce să fac? Mă întreabă, nu lăsa un medic, nu știu ce medic, are o cunoștință farmacistă, cu ce să se spere, că și-a dat jos un basc de pe vârful capului să-mi arată părul cum pică în șuvițe, asta după COVID, îți dai seama. Deci am avut un păr frumos, ce să iau? Doamnă, nu aveți tundeți de scurt din experiența de mele. Să-i spună cineva asistentului meu că să lasă 2 degete în pahar, nu se umple curb, nu se pune ras. Asistentul fiind doamna? Doamne ferește, doamne, cum spui asistenta mea, doamna? Am fost cu sucre. Pentru că... Băiatul? Pentru că doamna m-a omorât. Ei să se ducă la masaj, pentru că eu am fost săptămâna trecută la Bodrum și am făcut câte 2-3 masaje pe zi, deci sunt ok pe zona asta. Eu o să stau la piscină să mă relaxez și o să vorbesc cu alți oameni ca să fac o pauză. Dă ei, dar Clodi n-aș face pauză. Și vrea să-l drăgălesc, să-l pup ca o mătușă pe domnul Goe la infinit. Da, ți-am spus, să se ducă Viorica la masaj, să se dezgolească în centru, acolo lângă statuia lui Hercule, numai fără mine, că mie îmi trebuie o țâr de aer. Lasă terapia, ar trebui numai doctorul să-l facă, știi? Da. Mă doare? Nu, nu simți nimic. Ia-mi doaie genunchiul și lași așa. Clodiții! Au! Te doare? Cum zici că nu te doare? Deci mâine zici că te întâlnești în data cu acest casino? Da. E frumos acest casino? Draga mea, eu știu din tinerețe acum. Păi în tinerețe era splendid, dar e arhitectural. Bineînțeles, drăguț. Am înțeles că e mai frumos decât casinoul din Constanța. Foarte frumos. Știi ce vreau să vă întreb? Da. Aici, dacă vreau să-mi iau apă de băut, e bună? Adică m-ar ajuta pentru ceva? Deci apa de cură internă, de apa sulfuroasă, are indicații. În dischinezii biliare, în hipotonii, o gastrită hipotonă. Deci unde stomacul nu funcționează, e leneș. Ok. Înainte de masa principală, cu jumătate de oră, bei 50 de mililitri de apă, așa, și în fiecare zi poți să crești până la maxim 200 de mililitri, atât e doza maximă. Acum nu poate nimeni să bea 200 de mililitri, că 200 de mililitri sulful este mizerabil și nu prea poți să ingeri. Vin de la masaj, mi-a plăcut foarte tare băiatul ăla, să veniți la acest hotel și să vă bucuiți o oră de masaj. La mine a fost decât 30 de minute, dar au fost cele mai bune minute din viața mea. Chiar am frântă, m-a reparat, m-a scos de pe avarii, eu vă spun drept. A fost foarte bine. Mi-a făcut un mesaj terapeutic, mi-a explicat că am o spondiloză, și că din cauza asta e posibil să am probleme cu migrenele
și că trebuie să fac ceva exerciții anume pentru spate. La revedere! Miso! Vai, super! Sunt oameni! Și am încheiat ziua noastră de spa foarte frumos, mergând la piscină, cu o singură mențiune. Eu nu știu să not. Ia uită! Ia uită! Măi, Clodi, dar noi am mai fost odată pe la Brașov și seara ne-am dus jos și era o piscinuță din asta, cred că cu Tudi eram sau cu cine, nu mai țin minte, că tot am așa fost undeva, dar nu mai știu unde eram. Și aici, pe partea asta, avea o țărăitoare, curgea apa. Nu la Brașov, la Piatra Neamț. La Piatra Neamț. Dar ne-am dus într-un centru și era întuneric la piscină. Da, dar eram eu cu tine, cu Geta? Și cu Geta și cu Ioana. Și ne masau doi câte doi și noi ne-am avut un timp, ne-am stat amândoi în piscină. Zici? Da. Dar păi pe Ionela așa nu mă aduc aminte. Da. Și ea era măricică. Era măricică, dar era mai absentă. Ana îi place să nuate, a făcut și nod de performanță, o relaxează foarte mult în notul. Iar eu m-am distrat acolo la o piscină pentru copii, apa caldă, atmosfera plăcută și seara a fost nemaipomenită. Sigur la Piatra Neamț. Cred că era după masaj tu și de-aia n-ai mai văzut totul. No, ce e dar super. Eu de ce rețin că spre Brașovel? Ticiu, noi tu n-ai aici, aici ai lucrul. Lasă-o, lasă-o, că stau aici. Du-te acolo, pleacă. Lasă-o, lasă-o, că stau aici, stau aici. Vrei să faci niște bazine? Aș face, dar acolo de ce e bazinaș cu apă mai caldă, cred, mai nu? Caldă, mai rece, mai mic, mai de copii, mai de oameni mari. Mă duc în bazinaș. Dar n-am luat, n-avem costume de baie, suntem în body-uri. Îmi trebuie înghețățică. Când notați goluțe? Am putea. Ca nimfele în lui biscuit. Afrodita? Am putea. Facem un program artistic, ieșiți, vă dați costumele de baie jos și vă prezintă Codruț. Nimfele Afroditei și apăreți, voi două. Blonde, superbe, da. Zvelte. Păi tu oricum ai zis astăzi că trupurile vă imagine... galvanizate acum, că sunteți făcute. Voi, cum o zis îmbăiate. De Apollo, a zis... Trupurile superbe, nu, stai, păr lung, trup... Nu, n-a zis trupuri. Păr lung, trupuri. Da, și te cheamă poliția aici, de asta... Sanitar veterinară. Ce sanitar veterinară? Dar ce nu suntem noi, pești de acvariu? Și aia la altă, cu, am colburat ordinea publică. Pentru exhibiționism. Păi da. Te ia și te bagă. Ticiu a tulburat până și apele cu sulf ale acestei țări. Ce zici? Ticiu a tulburat până și apele cu sulf ale acestei țări. Da. Ia și spui până astăzi ne-a terminat cu capul azi. Eu nu mai pot. Deci, Ticiu, te rămâi aici la băi vreo două săptămâni, că te luăm noi. Și-a făcut un obicei să se plângă din orice. Ai, nu mai, deci de la toate. Nu mai și exagerează. Și-a luat acest film de bătrânețe, da, nu știu cum să zic. Exagerează și vorbește fără ea. Nu m-am simțit că neapărat, n-aș zice că m-am simțit ca la plajă, m-am simțit ca la piscină, dar am trecut eu în drum spre piscii, pe lângă niște frigidere cu înghețată și eu am vrut de pe drum să-mi tot cumpăr înghețată. Și acum mi-am luat la piscină pe ideea că se face mușii și moale mai repede din cauza apurilor de la piscină. Hai, da, ce mă relaxez aici. Trebuie să o lași un pic să topească, cred că. Da, da, da. Să topește nu repede suntem aici. Rău. Nu suntem deloc rău. Nu, nu, uite, iese apă. Nu, Herculane a fost o idee minunată, eu vă spun, și ăsta e doar începutul. Relația... Ai varianta de când eram noi micuțe, sandwich din ăsta înghețată? Dar modernă? Relația noastră de prietenie a intrat cu un portal al tinereții fără bătrânețe, de aici a început. Că noi multă vreme vom merge la băi. Am încheiat seara la piscină. Mi-am închipuit ca o piscină în care oamenii nuată, mă rog, era mai mult o piscină de bălăceală. Noi aveam deja la activ multe băi astăzi făcute, dar ne-am mai găsit un moment de relaxare. Apoi am făcut saună și am încheiat real, deși voi nu mai erați acolo, cu...